primul ministru Emil Boc a avut marți 21 iulie la Palatul Victoria o întâlnire cu reprezentanții băncilor care nu au semnat convenția cu Fondul Național de Garantare pentru participarea la programul Prima Casă. Într-un comunicat de presă se precizează că în urma discuțiilor au fost găsite soluții la problemele tehnice ridicate de către reprezentanții băncilor, urmând ca acestea să fie aduse la cunoștința membrilor cabinetului în cadrul ședinței de guvern de miercuri 22 iulie 2009, când vor fi și aprobate actele necesare pentru ca toate cele 19 bănci interesate să poată derula activități de creditare în cadrul programului Prima Casă. În același document se precizează că la această întâlnire au mai participat și reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, Fondului Național de Garantare și cei ai mediului bancar, respectiv Banca Comercială Română, UniCredit Siriac, OTP Bank, Bank Post, Raiffeisen și Credit Europe Bank.